Companiile aeriene au pierdut mii de euro prin anularea curselor. Atât compania Tarom, cât și Air France, KLM, Lufthansa, Germanwings și low-costul Wizz Air au anunțat pe site-urile aeroporturilor zboruri anulate. Mai mult, deși au fost zboruri care s-au efectuat, s-au înregistrat întârzieri cauzate și de operațiunile de decifrare, dar și de vizibilitatea redusă. O companie aeriană poate pierde chiar și 10.000 de euro pe un zbor anulat dacă luăm în calcul un preț mediu de 150 de euro per bilet și 70 de pasageri pe călătorie. Doar compania aeriană de stat Tarom avea anulate ieri 7 zboruri, din care 2 spre destinații externe și 5 pe rute interne, potrivit datelor de pe site-ul aeroportului Henri Coandă la ora 17. Reprezentanții operatorului de stat au transmis că din cauza condițiilor meteo, zborurile Tarom au suferit neregularități, referindu-se la faptul că avioanele au aterizat pe alte aeroporturi decât cele de destinație, au plecat cu întârziere sau au fost anulate.